Oamenii legii au organizat ieri o acțiune tip razie în localitățile Lupeni și Vulcan, în cadrul căreia au fost angrenați peste 50 de polițiști. Au fost legitimate peste 230 de persoane, fiind verificate și aproape 20 de societăți comerciale și circa 70 de autovehicule. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 16 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 20.600 de lei, 9 dintre acestea vizând încălcări ale legislației rutiere. Vorbim despre o activitate cu efective mărite, peste 50 de polițiști din cadrul structurilor operative au fost implicați în această acțiune de tip razie, atât pe raza municipiului Vulcan, cât și în municipiul Lupeni, în scopul prevenirii și a combaterii unor fapte antisociale comise în spațiul public, dar și a reducerii riscului rutier. În acest sens, peste 230 de persoane au fost legitimate de către colegii mei, o parte dintre acestea fiind depistate în trafic, 68 de conducători auto au fost opriți pentru control și testați cu aparatele etilotest și cu aparatele de testare a consumului de substanțe interzise, tocmai pentru a reduce riscul rutier și pentru a combate principalele cauze generatoare de evenimente rutiere grave. Tot ieri în Vulcan, un bărbat a primit ordin de protecție provizoriu după ce și-a agresat fizic soția pe o stradă din localitate. Totodată, cu ocazia acestei activități, a fost emis și un ordin de protecție provizoriu într-un caz de violență domestică, în care poliția s-au sesizat din oficiu și cu privire la comiterea unei infracțiuni de nerespectare a regimului armelor și munițiilor față de un bărbat care deținea la domiciliu două pistoale ce vor fi expertizate în vederea stabilirii categoriei din care aceste arme provin. De asemenea, au fost verificate și peste 130 de persoane ce fac obiectul unor proceduri judiciare. Reprezentanții IPJ Hunedoara spun că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.